Județul Suceava a înregistrat o nouă creștere a numărului de cazuri de COVID-19 la sfârșitul săptămânii trecute. Numărul persoanelor testate pozitiv de la începutul epidemiei a ajuns la 7.220, dintre care 5.911 au fost declarate vindecate. Conform prefecturii Suceava, în județ sunt 720 de cazuri active, iar incidența la 14 zile este de 0,94 de persoane infectate la 1.000 de locuitori. Aceasta este cea mai mare rată de infectare înregistrată în județ de la începutul epidemiei. Pe localitate, cele mai mari rate de infectare sunt în Calafindești, 4,72 la mie, Todirești, 4,27 la mie, Pojorâta, 4,06 la mie și Fundul Moldovei, 3,05 la mie. Valori mari se mai înregistrează în Siret, 2,64 la mie și Bălcăuți, 2,2 la mie. Incidența de peste 1,5 la mie este înregistrată și în Ipotești, Cacica, Suceava, Frasin și Vatra Dornei. Pe de altă parte, 25 de localități din județ nu înregistrează niciun caz activ de COVID-19. 240 de persoane testate pozitiv sunt internate, dintre care 153 la Spitalul Județean și 87 la Spitalul Municipal Rădăuți. La Spitalul Județean, 13 pacienți sunt la terapie intensivă, dintre care unul este ventilat mecanic. Luni, în județul Suceava, erau 360 de persoane în carantină și 219 izolate la domiciliu.